Continuă lucrările de sistematizare rutieră în municipiul Râmnicu-Sărat. În aceste zile, echipe ale administrației domeniului public lucrează pe strada Principele Ferdinand. Pentru a evidenția și mai mult trecerile de pietoni din zonă, autoritățile au decis lărgirea trotuarului și montarea unor piloni reflectorizanți. Executăm lucrări pe strada Principele Ferdinand, lărgim carosabilul să trecem la nivel din trotuar înspre carosabil, spre trecerea de pietoni. Este un pic supraînălțat, este o lucrare de reabilitare pentru optimizarea viziunii acelor care traversează. Principele Ferdinand este o stradă aglomerată din Râmnicu-Sărat, iar în zonă se află și o clădire a școlii gimnaziale Vasile Cristoforeanu. De multe ori aici, conducătorii auto nu acordă prioritate de trecere pietonilor. Zone foarte scurte, foarte limitate și foarte circulate, cu părinții la școala 4, cum spunem noi popular, și aici înspre strada Drăgăicii, înspre Principele Ferdinand. Este la fel aceeași lucrare. Tot din cauza șoferilor care circulă cu viteză, pe anumite artere ale Râmnicului s-au montat limitatoare de viteză. Acestea au fost amplasate în special în zona unităților de învățământ.